Mulțumim frumos. Eu o să fac onorurile cu liderii din administrația publică și e tot timpul o reală plăcere să avem, să reușim să aducem uh, alături de noi uh, la Urban Ice Hub uh, toți oamenii din uh, regiunea de vest. Nu este pentru prima oară când, uh, când facem acest lucru. Îl invităm uh, în scenă pe domnul primar al aladului Călin Bibar și îl rog să stea aici în, unde este și, și microfonul. Opa! Bine ați venit, domnul Bibarț, apreciem prezența. Domnul Popa de la Reșța a venit de azi dimineață, mulțumesc frumos, domnul Popa, că aveți răbdare cu noi. Domnul Viceprimar Lațcău, bine ați venit, domnul Viceprimar. Last but not least, domnul Primar Buciu, bine ați venit. O să vă spun pe scurt despre ce este vorba, de ce v-am chemat. Noi am desfășurat un proiect timp de un an de zile în care am vorbit cu oameni din administrație, am vorbit cu societatea civilă, am făcut consultări publice online, am avut peste o mie de participanți la un chestionar de 15-20 de minute care prin care am întrebat cetățenii ce își doresc, cum vor să ajungă orașele din regiunea vest mai, mai verzi. Și, practic, după un an de zile am reușit să, cu experții, cu Marius, cu Codruța, am reușit să, să elaborăm o strategie, o strategie susținută de comunitate cu niște idei, cu niște proiecte hard pe care dumneavoastră deja le știți, cu niște proiecte soft pe care am dorit să le sprijiniți pe viitor și să încurajați genul ăsta de inițiative, pentru că, cum zicem la Up de fiecare dată, nu doar administrația trebuie să-și asume rolul de, de proiecte, ci și comunitatea să vină și să susțină prin inițiative mici, tot felul de proiecte ce țin de, de orașe verzi și de aceea e importantă această colaborare. Și am făcut câte o strategie, strategie pentru, pentru fiecare oraș în parte, strategie susținută de comunitate, susținută și în consultarea publică online. Această strategie conține și niște idei și niște proiecte, și niște soluții venite din partea lor, pentru că în weekendul trecut am avut un Urban Lab în care am făcut un concurs și am premiat soluțiile de acolo, pe care le găsiți. Și o să invit pe colegii mei, Alex și Mihai, să vă înmâneze pentru strategia, să o aveți alături de dumneavoastră, să o răsfoiți după ce terminați această conferință. Și sper să, vă, sper să reușim să punem în aplicație... Cât mai multe lucruri din, din acest plan, și sper să ne ajute să atragem privirea Comisiei Europene asupra noastră, că există administrație publică care își dorește să implementeze această viziune pe care Comisia Europeană își bazează politicile, există comuni... societate civilă care este activă și implicată în, în procesul ăsta să atragem atenția și, și celor de la București, și guvernului, și celorlalte orașe, că în astăzi, 27 aprilie, la Timișoara, patru administrații vor semna un pact, care se va chema Pactul Verde al Regiunii Vest, și ne bucurăm că și ADR-ul este aici alături de noi, pentru că e important ca acest pact să fie susținut de investiții publice, de investiții private, dar și de societate civilă. Așadar, vă mulțumesc și o să începem discuția. O să-l rog și pe Marcel să vină. M-am luat cu proiectul, Marcel, și am uitat că trebuie să avem și Banca Mondială alături de noi ca și, ca și expertiză. Scuze, Marcel, m-am entuziasmat când am început să vorbesc de strategie și de, de proiectul în sine. Mă bucur că ai venit și ești alături de noi. O să începem cu o primă întrebare pe care noi am simțit-o timp de un an de zile, și după aceea o să-l las și pe, și pe Marcel să adreseze o întrebare. O întrebare pe care am simțit-o din consultarea publică pe, 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 care, pe care am realizat-o. Toată lumea își dorea orașe verzi, toată lumea își dorește spații verzi, toată lumea vrea să aibă calitatea aerului, dar toată lumea vrea să folosească mașina. Toată lumea vrea să parcheze în fața casei. Toată lumea, când a fost întrebată despre ce, dacă ați, ați lua măsuri coercitive în ceea ce înseamnă utilizarea mașinii, a zis că nu vor asta. Și atunci întreb primarii celor patru orașe cum am putea face orașele mai verzi atunci când comunitatea sau oamenii își doresc, dar cumva vor să își doresc să aibă orașe verzi, dar cumva n-ar renunța la anumite lucruri cu care s-au obișnuit de-a lungul vieții. Mulțumesc! O să -mi... Sparg eu gheața ca microfonul? Sau las Bun, asta, ați spus exact ceea ce, cu ceea de ce eu vreau să încep. De la primar și până la ultimul cetățean, dacă îl întrebi dacă își dorește un oraș cât mai verde, dacă își dorește spații verzi, dacă nu dorește poluare, dacă, dacă, răspunsul va fi întotdeauna da, 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 da. Când treci la pasul 2, încearcă să-i spui unuia că desfințezi locurile de parcare din spatele blocului ca să faci ceva verde. Și veți avea un nu hotărât. Și exemplele pot continua. Cum? Nu doar un nu. doar unu. am fost elegant. <ră> și atunci, pentru că e și Banca Mondială și porul via Uniunea Europeană și Bruxelles, răspunsul este simplu. Suntem în secolul 21, sunt soluții de secol 21 cu finanțări pe măsură. Pentru că eu întotdeauna, așa cum dincolo de haina de primar, pentru cei care nu știu, sunt și inginer silvic, deci nu poate fi cineva acuzat că nu fraternizez cu verdele sau nu înțeleg ce se întâmplă cu verdele în contextul de secol 21 nu, de 1940. Dar o întreagă Europa și alte state s-au dezvoltat foarte bine, fără nicio restricție, fără nicio problemă, zeci de ani și nu e normal acum să vii să pui doar restricții. Da, hai să nu facem greșelile care le-au făcut ei, dacă se poate. Da, haideți să nu uităm, așa cum am spus, că suntem în secolul 21. Dar atunci, oameni buni, finanțați-ne, pentru că voi sunteți cei foarte dezvoltați, Vouă vă este ușor să spuneți astăzi Ține mașina puțin mai încolo, când ai tramvai de zeci de ani cu aer condiționat și cu consum minim de energie electrică, cu o viteză mare, în timp ce noi le avem alea din Praga, din anii 70, toate hârbuite și cu o infrastructură care cedează de la o zi la alta. Și nu vor mai mult din timp. Mai dau multe, multe alte exemple în acest sens, dar foarte ușor să spui implementați totul verde când iau parcări subterane sub fiecare bloc și sub fiecare clădire istorică și la suprafață se văd doar tramvaie și autobuze electrice. E ușor să spui facem doar parcări finanțate european la marginea orașului și lăsați-vă mașinile acolo când ai din minut în minut tramvai electric și pardon, tramvai electric, troleibus și autobuz electric când este la Nivelul cel mai ridicat, când ai aplicație pe telefon și în, în respectiva stație, și te anunță din minut în minut la ce moment vine și cum vine, e mai greu să impui acest lucru astăzi, acum și aici, cetățeanului român, dacă nu vrei să-l sprijini masiv financiar și nu doar condiționând. Și domnul Mariciuc știe la ce mă refer. Foarte bine, în urma ultimilor discuții pe care le-am avut, și nu are dânsul nicio vină mă opresc aici ca să nu fiu prea critic și să nu fiu înțeles greșit. Da, ne dorim, vrem, dar vrem și compensația pe măsură pentru românii noștri. Vă mulțumesc! Foarte frumos! Dar nu suntem încă în campanie, nu, domnul primar? Bine. Eu nu o să fiu atât de critică și colegul meu de la Rad și o să vă spun de unde am pornit eu. Am o fată de 10 ani care se duce în stație la Nera dimineața, în fiecare dimineață și merge cu autobuzul la școală la Tiț și am un băiat de 14 ani care e la mate fizică și ori merge pe picioare, ori merge pe bicicletă, cum crede el de cuvință. Și asta o face de ani de zile. Avem sute, mii, zeci, sute de mii de copii astăzi în România care sunt cărați la școală ca niște gogoși în fiecare dimineață. Și majoritatea celor care sunt aici în fața mea își amintesc că au fost la școală pe picioare sau cu bicicleta sau cu autobuzul. Ne-am prostit. Ne-am prostit. Ne ținem copiii ca pe niște gogoși dați cu pudră zahăr vanilat peste. E cazul să coborăm cu picioarele pe pământ să înțelegem că dacă olandezii și alții în zone în care plouă non-stop, zone care nu sunt atât de prietenoase din punct de vedere al regimului meteorologic. Merg cu bicicleta non-stop. Noi nu vrem să facem asta în România. Noi la Reșița aducem tramvaie noi, 24 de autobuze electrice noi, piste de biciclete, trotoare și o să încurajez reșițenii să meargă cu transportul public. După ce tramvaiul va fi funcțional, le-am transmis deja, o să-i curentez rău la parcări, dar rău de tot, ca să-i descurajez. Dacă nu le place, să mă trimit acasă. Problema e următoarea. Trebuie să avem curaj să ne asumăm. Eu n-am o teamă să nu mai fiu primar în 2024. Nu am nicio teamă. Dacă suntem relaxați și nu, e, nu ne este frică, putem să luăm măsurile astea. Într-o anumită măsură, ceea ce spunea domnul Bibarț aici este adevărat. Se vine de la Bruxelles, se propun niște soluții care poate nu sunt pe undeva uh, corecte, în sensul că uh, nu finanțăm decât uh, drumuri pe unde circulă un uh, transport urban dedicat, uh, dar noi, de fapt, nici nu avem asfalt nici, nici dedicat, nici dedicat. Sunt și situații de genul ăsta, dar. Eu m-aș feri să fiu critic cu adr critic cu Comisia Europeană, pentru că eu cred totuși că oamenii ăia știu ce trebuie făcut și eu personal, și cu asta închei, eu personal am văzut nenumărate fotografii despre orașe gen Copenhaga, Amsterdam, Frankfurt, Hamburg, dacă vreți, în anii 70 și acum. În anii 70 și acum. Și o să vedeți două, patru, șase benzi, poduri suprapuse, viaducte. Și acum sunt toate verzi. Deci, dacă ei au putut să facă treaba asta și au venit înapoi, au înțeles că orașele nu sunt pentru mașini, sunt pentru oameni, cred că și noi putem să facem acest exercițiu. Ne trebuie doar curaj și temacitate. Atât. Mulțumim. Vă să și eu. Da, da. Mulțumesc. Sunt de acord într-o mare, într mare măsură cu ce spunea domnul primar Popa. Am văzut și noi fotografiile astea, chiar este o poză celebră care circulă pe internet, cred că cu Düsseldorf care avea în anii 60-70 o autostradă cu benzi care mergea pe marginea apei sau chiar cu Frankfurt sau chiar și cu Köln, iar astăzi e un spațiu verde acolo, dar ce nu trebuie să uităm și să scăpăm din minte este că adesea ori autostrada nu mai este acolo, dar este în subteran. Ce vreau să spun prin asta este că drumul în direcția corectă trebuie să fie cel care să ne ghideze acțiunile și sunt de acord cu domnul primar Popa că deciziile pe care le luăm ca și lideri de oraș trebuie să fie și decizii corecte, nu doar decizii populare, chiar dacă nu plac în același timp trebuie să fie, avem o abordare integrată. Noi în Timișoara și administrația nouă, din care fac și o parte, își propune să facă o transformare cât mai consistentă înspre un oraș verde și sustenabil. Toate proiectele pe care le-am inițiat, până în acest moment, că vorbim de regenerarea din piața Traian, din piața Mocionii, uh, Bulevardul, Magistrala Verde, cum am denumit noi Calea Șagului, unde vrem să avem bani dedicată de autobuz de la Mol din Șagului până la Catedrală în Centru și toate celelalte proiecte pe care le inițiam au ca și obiectiv fundamental uh, încurajarea transportului cu, cu metode alternative. Transport pietoni, bicicliști, transport public. Asta este prioritatea pe care transportul individual cu mașina. Și în absolut toate proiectele pe care le facem, ăsta e modul în care, care gândim și care prioritizăm lucrurile. Dar asta nu înseamnă că nu, nu recunoaștem și nevoia de infrastructură hard de care avem nevoie și în același timp nu conștientizăm și că, de fapt, ca să putem să fim un oraș verde, aici mă refer doar la Timișoara, nu mă refer atât de cealaltă orașe, pentru că fiecare are particularitatea lui, ca Timișoara să poate să fie un oraș verde, Timișoara trebuie să aibă, în primul rând, centură care este o infrastructură hard. Fără asta nu se poate. Timișoara trebuie să aibă NL4, care este infrastructură hard și care asigură dezvoltarea economică a zonor industriale. Timișoara este printre puținele orașe din România care are industrie în oraș. Este un lucru bun și o calitate și un foarte mare atu economic pe care îl are acest oraș pe care nu vrem să-l pierdem. Și infrastructura aceasta fizică hard este una care susține creșterea economică și care în același timp ne va permite nouă, ca și administrație, să spunem bine, tu cetățean timișorean care stai în Dumbrăvița și care mergi pe platforma industrială Buziaș, nu mai mergi prin centru Timișoarei, mergi ori pe centură, ori pe NL 4, iar dacă vrei să mergi prin centru Timișoarei, mergi cu autobuzul, mergi cu bicicleta sau mergi cu alt mijloc de transport în comun, nu mai mergi cu mașina personală. Pentru că este nevoie de această abordare complementară ca dezvoltarea să aibă coerență pe termen lung. Printre primele măsuri pe care le-am luat, exact cum spunea și domnul primar Pop, a fost să Creștem prețurile la sistemul de parcare, să-l extindem, să-l dezvoltăm, să introducem în zona centrală un sistem de parcare progresivă care să nu mai permită staționarea pe termen lung, unde să avem plată la oră și plata să crească, adică cuantumul taxei de parcare să crească de la oră la oră. Toate aceste măsuri au fost măsuri de descurajare de descurajarea folosirii mașinii individuale, măsuri nepopulare, dar în același timp măsuri necesare. Astăzi în Timișoara șansele să găsești un loc de parcare în zona centrală sunt covârșitor mult mai mari decât erau acum 2 ani de zile. Și asta tocmai pentru că am făcut această măsură, dar în același timp suntem conștienți și că avem nevoie să facem investiții în parcări supraetajate în anumite zone punctuale. E și vina noastră, a orașelor, a țării, a regiunilor, că n-am știut să ne dezvoltăm sau n-am știut să facem salturile corecte la vremea respectivă. Vorbeam de centură, da? Sau de infrastructură hard. Timișoara, din păcate, n-a avut înțelepciunea în 2010, înțelepciunea pe care a avut-o Radia, să facă proiecte de supratraversări rutiere finanțate la vremea respectivă prin programele operaționale regionale. Acum, când avem nevoie de ele și știm că trebuie să le facem, nu mai există finanțare. Putem să fim nemulțumiți și suntem nemulțumiți și ne-am dorit să ne dea finanțare numai de reul, oricine, dar înțelegem și că este un ciclu natural pe care, la care și noi suntem supuși să ne adaptăm și dacă nu facem saltul corect, e un cost pe care până la urmă tot noi va trebui să-l să să plătim într-un final. Dar ca să sintetizez ce vreau să spun tocmai asta este că avem nevoie de o abordare integrată care să ia în, să calculeze toate aceste aspecte. Nu putem să mergem cu o singură viteză spre un singur drum trebuie să înțelegem toate nuanțele și toate toate interdependențele pentru că un oraș verde nu este un oraș fără infrastructură rutieră, un oraș verde nu este un oraș fără industrie, un oraș verde nu este un oraș Uh, uh, cumva utopic în care avem doar lacuri, uh, spații verzi și piste de biciclete, ci este un oraș, în primul rând, funcțional, cu toate funcțiile de care are el nevoie. Uh, noi, Lugoju, suntem un caz atipic față de colegi, pentru că au orașe mari. Noi, spre exemplu, avem dimensiunea maximă a unui cartier al Timișoarei, eu cred că discuția, în mod real, stă astăzi între popular și nepopular, dar în mod corect nu aici stă discuția, din punctul meu de vedere. Oamenii trebuie să înțeleagă ce e bine pentru ei, nu ce e popular sau nepopular. Și tot secretul stă în educație, în cum îi învățăm pe oameni să înțeleagă ce le este bine pe termen lung. Dacă nu reușim să facem asta. Tot ce vom face va fi nepopular, pentru că noi, câțiva implicați în administrația locală și care ne uităm peste gard la vecinii noștri ce fac și ce e bine și ce implementează, zicem așa e bine și e clar că e nepopular dacă cetățenii nu înțeleg asta. Ce mai câștigăm dacă cetățenii vor înțelege asta și la un moment dat vor crede în majoritatea lor că aceste măsuri trebuie implementate, este faptul că totdeauna vor ști să-și aleagă în frunte pe unul care. Devine astfel popular cu ceea ce ei deja au înțeles, acceptat și vor să implementeze. Lugojul nu are sistem de transport în comun. Abia acum o să primim autobuze, primim cele nouă autobuze de la guvernul României, tot prin bani europeni, prin por. Am mai aplicat pentru autobuze electrice prin PNRR, o să avem mai multe mijloace de transport în comun. Oamenii nu sunt obișnuiți să folosească asta. În schimb, Ajungem la mentalități din nou, și aici poate o să supăr un pic. Există acea opinie în masă că dacă nu duci copilul cu mașina la școală, ești sărac. Există acest concept. Dacă îi dai drumul pe jos, de ce nu vine copilul cu mașina, n are bani tata sau mama să-l aducă? Asta este lupta cu partea cealaltă. Îl las cu bicicleta, îl las pe jos, face sport, face mișcare, e bine pentru el da? Lugujul nu e un oraș periculos, nu-ți dă nimeni în cap dacă mergi pe stradă de acasă până la școală. Nu există un Lugoj om care să plece de acasă și în 15 minute să nu ajungă la spital, primărie, piață sau la o școală. Eu cred că totul stă în cultură și în modul în care vom ști să le explicăm în primul rând copiilor, pentru că pentru prezent nu știu cât mai putem face, pentru viitor putem face foarte multe. Haideți să le explicăm copiilor că e bine ce urmează, E bine să acceptăm acum lucrurile aparent nepopulare. Saltul pe care noi trebuie să-l facem și domnul primar de la Arad spune foarte corect, e un dificil, dar învățăm din nou, într-adevăr, pe pielea noastră că trebuie să sărim anumiți pași. Repet, n-am experiența dânșilor, dânșii administrează sisteme de transport în comun. Poate ceea ce spun nu este corect, dar eu așa văd lucrurile și trebuie cumva să pornim de la educație. Mulțumesc! Mie mi îmi place să gățul prin gard. <laughs> uh, Profit de ce au spus colegii mei și reiterez. Da, putem lua fotografii din una cu patru benzi, cu poduri, cu autostrăzi. Reiterez, toate acelea, ani de zile, le-au adus plus valoare economică din plus valoarea aia au putut să facă metrou și apoi să bage mașina în subteran și să pună filtre care nu poluează și apoi să le duce pe cetățeanului să-i spună uite te duci cu metrou și te duci cu bicicla că aici avem facem verde peste podul ăsta și nu mai mergem cu mașinuța. Dar să vii azi să-i spui du-te tu cu bicicla pe aici printre mașini și voi nu mai umblați cu ele fără altă alternativă și fără finanțarea celui care și-a făcut plus valoarea, asta e inechitate. Asta e ca aia în care mai spun mulți că să devenim noi grădina zoologică și parcul natural al Europei. Nu se poate. Trebuie să fim onești. Da, ne dorim. Da, vrem. Da, aplicăm. Cât putem și cât putem cu resurse proprii și cât sunt celelalte. Și mă opresc. Mulțumim. Momentan. Eu, eu, eu cred că e o oportunitate asta. Eu văd totul ca pe oportunitate pentru că, de fapt, foarte mulți bani o să fie câștigați de niște firme care o să implementeze niște proiecte verzi, că vedem că ADR-ul, Comisia Europeană stimulează investițiile verzi și atunci e bine că acești antreprenori locali, regionali, naționali vor genera genul ăsta de proiecte în următorii 10 ani de zile de infrastructură hard. Uh, dar aș vrea să-i pasez uh, microfonul lui Marcel Mi-am dat seama după aia, Marcel, că ți-am dat telefonul Fără uh, 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 Microfonul, fără să, să... Te-aș ruga să le pui o întrebare uh, Primarilor Cred că Ruben dorea să intervină Eu pot să aștept Da, aș avea o intervenție foarte scurtă Îți mulțumesc, Marcel Vreau să mai zic un aspect pe care l-am constatat eu și acela că noi adesea ne așteptăm ca ADR-urile și ghidurile de finanțare și Comisia Europeană să ne financeze exact nevoile noastre particulare. Cumva să fie emulat pe nevoile particulare ale Timișoare, ale Aradului, ale ale Reșiței, fiecare cu contextul lui, cu problema lui, când în mod evident și aici mă transform în apărătorul... ADR-ului, în mod evident nu poți să faci un sistem, un ghid care să fie bun și pentru cel mic și pentru cel mare. Noi nu trebuie să renunțăm ca și orașe la înțelege că de fapt finanțarea europeană este o finanțare complementară pe lângă ceea ce noi ca și orașe trebuie să facem, adică să investim în orașele noastre. Tot folosesc, de câte ori mă întâlnesc cu mediul de afaceri local, folosesc această comparație în care spun că noi cerem ca și administrații tot timpul mediul de afaceri să facă investiții în orașe, să vină să investească, să se creeze locuri de muncă, dar dacă ne uităm la bugetele municipiilor din România, și nu numai, vedem că un procent foarte mic din bugetul local, din fondurile pe care orașul le are cu adevărat, merge în investiții. Mare parte se consumă pe funcționare. Adesea ori din motive legale, dar nu intru în detaliile astea o parte componentă, o parte importantă din componenta de investiții trebuie să fie acoperită din bugetul local, iar fondurile europene trebuie să vină complementare. Bine, ideal ar fi să le absorbim tot, să avem cât mai multe fonduri, să ne potrivim cât mai bine, să ne corelăm nu doar cu fondurile europene, ci și cu alte finanțări nerambursabile sau cu credite, cum am făcut noi la primăria Timișoara, am accesat un credit de la BERD cu o dobândă de 1, puțin la sută, acum un an și jumătate. În uh, bani real vom da mai puțin înapoi decât am luat în valoare reală de piață. Și practic, cumva trebuie să înțelegem că obligativitatea asta sau cumva, cum să zic, răspunderea e și a noastră față de noi. Dacă vrem ca firmele să investească în orașul nostru, dacă vrem ca Comisia Europeană să ne dea finanțări prin agențiile regionale, trebuie să înțelegem că și noi, din bugetele noastre, trebuie să prioritizăm investițiile publice. Asta voiam să adaug. Eu o să încep cu un cuvânt de mulțumire. Vreau să vă mulțumesc, domnilor primar și domnule viceprimar, pentru susținerea directă și indirectă pe care ați dat lui Grațian și lui Urbanize Hub. Noi credem în, în, ce face Grațian, credem în ce face Urbanize Hub, în plus valoarea care aduc, care aduc României. Țin minte că la Oradea, nu știu dacă acum câteva luni, ani, că timpul trece repede, era domnul Popa, domnul Bibarț, domnul Buciu pe scenă, pe scenă la, la Oradea. La fel, ați călătorit cale mai lungă atunci pentru a susține uh, eforturile lui, lui Grațian și este un lucru, lucru mare. Mie îmi dă și un pic de, uh, un pic de speranță că ne facem, ne facem bine și poate trecem de momentele în care ne, ne tot uh, turnăm cenușă în, uh, cenuș în cap. O să vă și zic de ce cred că e important oarecum susținuți oameni ca Grațian și în mod evident nu numai. Uh, am venit la evenimentul ăsta de la Iași, unde Julius Group a lansat uh, Palace Campus și am rămas mărmurit. În afară de faptul că a fost un eveniment spectaculos cu prim-ministru, ambasadoare Americii, uh, preoți, uh, mă rog, lume bună din, uh, din uh, regiune și din țară, uh, am rămas mărmurit când am văzut cu cine sau cu ce a umplut ei uh, spațiul ăla, 5-6 de mii de metri pătrați. Amazon, Microsoft, AMD. Eforturile duse de un om de la nivel local care au pus suflet. Gândiți-vă că ei nu numai au construit infrastructură de business, are dreptate domnul Vibars. Trebuie să creezi infrastructura care să-ți aducă firmele, dar au dus munca grea să aducă firme cu valoare adăugată mare și salarii bine plătite la ea. La Eforturile unui om și a unui grup, grup de oameni. Acum, ce face Grațian, sper să nu se uite domnul Dascolo sau Raluca, să se uite acum la emisiune, să mă înjure, ce face Grațian, mi se pare un pic cu impact pe termen lung mai, mai, mare. Eu l aș compara pe domnul Dascolo cu un Vanderbilt, care a făcut infrastructura feroviară a Statelor Unite, din care bună parte nu mai rămas sau nu mai folosesc. În mod evident, noi sperăm că toate investițiile Iulius, în Timișoara, în Iași, în Cluj, în Suceava, vor, vor dăinui ce mai uh, uh, plănuiesc, dar mie mi se pare grați un fel de Alexander Hamilton. E ăsta care o gândit de la început fundamentul pe care, pe care încă, din care încă își trage seva America. America este o idee, mi-a spus un prieten că stăteam în, în state, și ideea aia a fost născută de un Alexander Hamilton, omul care a dat viziunea pe termen lung pentru țara asta, care încă le aduce, încă le aduce dividende, în afară de faptul că sunt străjuiți de două oceane și n-au avut războaie, războaie pe teritoriilor lor foarte multe, ei au fost oarecum mereu ghidați de viziunea, viziunea pe care le-a dat-o Hamilton în 1780 toamnă. Grațian cred că este genul de om care face lucru acesta și vă mulțumesc, vă mulțumesc că îl susțin. Întreb, gata, am să... terminat. Am două întrebări. Dar da, lăsați-mă înainte să vă spun ceva. Eu cred că noi am, po noi am pornit invers, noi românii, și domnul Roșanu aici poate să confirme. În timp ce tipul menționat de noastră a făcut coloana vertebrală de căi ferate ca să dezvolte infrastructura americană, cred că noi am zis, domnule, distrugem tot ca să nu vină să ne cotropească nimeni. <laughs> ce ceva creșit aici, domnul Orșan. Am. am distrus tot în ultimii 30 de ani pe calea ferată să nu vină nimeni, să nu ne prindă cumva în offside. Vă rog, puneți întrebările. Simple. Pentru un eu nu mă așteptam. Așa. Două întrebări, simple. La fel, întrebări de viziune. Care e, care principalul proiect verde pe care îl pregătiți pentru Următoarea perioadă, zicem, orizont de timp 2030, și principalul proiect focusat pe partea de competitivitate. Mergând încă o dată la, la ce spunea domnul Bibar, poți să ai cea mai bună infrastructură de pe planetă dacă n-ai și un sector privat puternic. Deci, care sunt proiectele majore uh, cu care marșați, marșați pe aceste două, două paliere în următorii ani? O să încep eu uh, și o să vă spun așa. Proiectul în derulare cu tramvaiul nu-l mai punem la socoteală, deci la tramvaiului în, în oraș, lucru care e în execuție acum, uh, este cel mai mare proiect care s-a întâmplat în RSA în ultimii 30 de ani, dar pentru următorul ciclu financiar avem o fișă la care am lucrat, se e gata, lucrăm la proiectul tehnic. Uh, și lucrăm la o mobilitate urbană alternativă care să conțină un funicular. Avem, pentru cei care nu cunosc creșița. avem un pod metalic de circa 530 de metri lungime, 30 și ceva de metri în, înălțime, care aducea calcarul din Doman și îl ducea spre combinat. Traversează centrul orașului. Acest pod metalic de 500 de metri va fi transformat în pistă de biciclete, promenadă, stâl, bungee jumping, tiroleană, alte elemente de, de dinamică pentru adolescenți. Și de acolo vom pleca pe malul drept al Bârzavei cu o piste de biciclete până în Govândari. În plus vom avea o poduri pietonale metalice, fiecare de, o altă, de un alt design, altă arhitectură și încercăm să legăm reșița veche cu reșița nouă prin, această, prin acest nou traseu de mobilitate. Asta este uh, un proiect verde la care eu țin foarte mult, iar în ceea ce privește inovare sau zona de aducere de investitori, reșița a cumpărat acum un an și jumătate Institutul de Proiectări, uh, care a fost al uh, UCMR-ului, al fabricilor, acolo unde, într-o clădire de circa 10.000 de metri pătrați s-a făcut proiectarea tuturor turbinelor, motoarelor diesel care s-au realizat la resta în ultimii 50-60 de ani. Este o clădire foarte frumoasă, cu un teren de 1,5 hectare și încercăm împreună cu adr să facem acolo un centru de competențe. Am avut niște discuții, de exemplu, cu persoane din Anglia, săptămâna, acum două săptămâni, Încercăm să lucrăm pe zonă de cercetare în dezvoltare de produse. Da? Și o să spun numai o mică paranteză, o chestiune care mie mi-a plăcut foarte mult și vreau să vă aduc la cunoștință. Au inventat niște puști prin Anglia, au un, un device, un, un, un chip cât unghea de la degetul mic, da? care se pune în produse de genul vită sau somon sau da? înăuntru în țiplă și monitorizează ce se întâmplă cu produsul respectiv, astfel încât termenul de valabilitate să nu mai fie o chestiune standardizată, da? adică expiră la data D. Pentru că asta e o chestie de siguranță mare, dar produsul poate să aibă valabilitate mult mai lungă. Dar nimeni nu-și asuma asta pentru că au făcut-o statistică, Da? Și eu la macaroanele pe care le produceam aveam 2 ani, 24 de luni, acolo era. Dar vă spun eu că putea să le mâncați și după 48 de luni, cu siguranță. Ei. Și atunci acest produs este extrem de inovativ pentru că el poate să crească shelf life-ul produsului, da? Uh, și genul ăsta de, 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 lucruri vreau să le facem la Reșița pentru uh, companii. Da? Și poate reușim să, prin acest, această zonă de, de, competență, să facem lucruri mult interesante pentru industrie. Preau ștafeta, exact în completare ce spunea pe termen, să-i spun mediu, la noi e foarte important tramvaiul, suntem cu jumate din flotă înlocuită și cu jumate, vorbesc în cifre rotunde acum, și cu jumate din infrastructură refăcută, în mare parte pe bani europeni sau pe finanțări. Pe termen lung, sper să nu fie foarte lung, vom depinde mult și de politicile naționale. Fac o paranteză, față de toate orașele mari din jur, Aradu are un mare avantaj lăsat de Dumnezeu, un râu mare care îl traversează. Și aici, pe de o parte, tot ce înseamnă componentă de turism, de piste de biciclete, de promenadă pe malul Mureșului, care să spunem este în derulare, dar ne interesează, de-aia spuneam, pe termen lung, prin lege este stabilit să devină navigabil. Asta înseamnă și turiști, și port turistic, și industrial. Evident, nu sunt atât de naiv să cred că vom tăia noi panglica, dar sper că împreună cu domnul Popac, când jucăm șah, în parc, să vedem trecând Vaporașul sau să mergem și noi cu Vaporașul și să ții minte când povesteam la Timișoara că va fi... Și, uite, Tiroliana s-a defectat între timp și voi de-abia acum ați dat drumul la Vaporaș. Pentru că nu depinde doar de un oraș un asemenea de mers, dar este foarte important și sper să se realizeze. Inovativ, noi avem o concurență foarte grea cu Timișoara în ceea ce privește IT-ul și atragere de oameni de IT. Avem pe de altă parte avantajul unor firme mari care se dezvoltă ele și noi le acordăm tot sprijinul dacă vorbesc de vagoane, tramvaie, unele firme din zonele industriale care au trecut în ultimul timp de la simpla asamblare sau producerea unor componente la parte de creație, de să spunem nivel înalt de inteligență care se întâmplă acolo la ei și sprijinim în continuare. Da. Aprobat. Um, noi ne dorim să devenim independenți energetic din resurse nepoluante de producție de energie. Asta este unul din dezideratele cel mai important, considerăm noi, de la care am pornit atunci când am venit în primărie, am găsit o infrastructură de instituții publice și mă refer la primărie, școli, spital care se încălzea și se încălzește și acum exclusiv din resurse fosile. Da. Am aplicat pe fonduri europene și 80% din clădirile publice din oraș vor trece pe energie verde, adică se vor alimenta cu iluminat și încălzire cu energie verde. Nu-i de ajuns, ne-am gândit cum facem rost de această energie, să nu mai consumăm din banii primăriei pe factor mari la curent și am finalizat documentația pentru a construi un parc fotovoltaic mic, construit după necesitățile noastre, adică atât cât avem noi nevoie, mai puțin pentru transportul în comun electric, unde nu ne permite legea, și vom aplica pe fondul de modernizare pentru a obține finanțare pentru a construi acest parc. Uh, Asta este ceea ce ne dorim în domeniul verde, ca să zicem. Mai fac o mică paranteză faptul că Lugojul la spații verzi stă foarte bine, adică are dublul suprafeței pe cap de locuitor față de cerința europeană. În plus, noi am înființat deja un parc, vom mai înființa încă două alte parcuri în Lugoj. Unul am fost obligat să-l înființăm pentru că prin proiectul spitalului nou afectăm spațiile verzi din zona unde vom construi spitalul și agenția de mediu ne-a sugerat să uh, facem un parc nou și am acceptat, asta avem și terenul disponibil pentru asta. Adică și din păcate așteptăm rezultatele finale ale recensământului, dacă populația așa cum se spune va scădea, vom avea mult mai multe spații verzi pe metri pătrați de spații verzi pe cap de locuitor decât uh, avem în prezent. În ceea ce privește competitivitatea, din fericire la Lugoj, pot să spun cu una pe inimă că privații ne-au luat-o de mult înainte și nu putem să ținem pasul cu ei. Ăsta este adevărul, vă dau un exemplu fără să fac pomenire de nume al firmei. Una din marile companii din Lugoj, top 3 mondial în domeniul automotive, are departamentul de cercetare la nivel mondial alcătuit 70% din lugojeni. Am avut oameni buni care s-au implicat în fabricile în care au lucrat, au pornit de la zero, au fost apreciați, s-au crescut unii pe alții și au ajuns să inoveze așa de mult încât aceste mari întreprinderi depind de munca lor, de calitatea muncilor și de eforturile pe care le depun în departamentele de cercetare. Avem un liceu tehnologic pe care îl susținem foarte mult. În prezent am demarat construcția unei noi săli de sport. Am terminat SF-ul pentru construcția unei noi clădiri de laboratoare și ateliere și încercăm pe Perevest să obținem finanțare pentru construcția lui. Avem problema muncitorilor care ne lipsesc cu desăvârșire în Lugoj. În prezent finalizăm un puz pentru construcția aproximativ 300 de apartamente lângă cea mai mare zonă industrială pe care o avem. Cam asta este cu privire la competitivitate. Ce ne dorim și este un vis pe care, sincer, la ora asta nu știu cum să-l ducem în îndeplinire, să investim în fostul liceu agricol care a fost închis în urmă cu 15 ani și noi simțim că aici este un gol pe piața muncii și este un necesar foarte mare de a uh, exploata această resursă naturală, pământul. Încercăm să-l revitalizăm cumva și să-l reînființăm. Încă nu avem uh, identificate resursele de finanțare. Vă mulțumim. Am să răspund și la întrebarea pe care a pus-o Marcel. Um, pentru noi, principalul obiectiv pentru oraș verde nu este neapărat crearea uh, suprafaței de spațiu verde în mod direct, deși acum domnul Buci mi a dat o idee foarte bună, dat fiind acest recensământ făcut într-un beci, cred că o să ne crească și nouă suprafața, că INS-ul crede că Timișoara s-a micșorat cu un sfert, dar ea a crescut de fapt. Um, noi avem un plan, un proces amplu de regenerare urbană, așa cum este el definit, ca proces de, de fapt, regândirea spațiilor și funcțiunilor publice într-un areal mai mare. Avem piața Traian, piața Mocionii, tocmai ce ne pregătim să demarăm procedura pentru concurs internațional de soluții pentru piața operei, unde va fi tot o regenerare urbană unde vom face concursul cu OAR-ul și de asemenea avem contract semnat pentru cartierul Dacia, regionarea Urbană. Nu știu câți cunoașteți cartierul Dacia, este un cartier de probabil 30.000 de locuitori, cel mai dens locuit din Timișoara, cel mai uniform, planificat în anii 60-70, o planificare foarte uh, bine gândită, făcută în vremea respectivă. Avem trei școli, avem două grădinițe, avem bazin de not, avem stadion de dimensiune mare și vrem să facem o regândire în întregimea întregului cartier rămâne dificile, în rest tot ce înseamnă funcțiuni, circulații, spații publice, spații verzi, parcări și așa mai departe, vrem să regândim de la zero și am început deja cea mai complicată parte, partea cadastrală și topografică și vrem aceste procese tocmai ca să um, refuncționalizăm cumva spațiul rezidual, spațiul nefolosit, potențialul cartierelor istorice, dar nu vrem să ne rezumăm doar pe cartiere istorice, Traian, Iosefin și Cetate, în mod evident, sunt carterii istorice, dar vrem să depășim această barieră pe noul por, să intrăm și în cartierele de blocuri comuniste, unde, de fapt, impactul este mult mai mare și, unde, de fapt, și uh, uh, ușurătatea de a avea un, o regenerare funcțională este mai mare, pentru că deja acel cartier este funcțional. Acolo nu ai nevoie să activezi spațiul, că spațiul este activat. Ai nevoie doar să ai un spațiu de calitate. Oamenii sunt acolo, folosesc cartierul, folosesc funcțiile cartierelor. Iar în ceea ce privește partea de cum dezvoltăm economia locală, Timișoara aici este într-o situație un pic diferită de, de ceilalți participanți la dialog și și de, a spune, de mare parte dintre orașele din țară. Problema Timișoarei nu este de investitori, ci este de forță de muncă. În mod sigur avem nevoie de mai mulți investitori, în mod sigur avem nevoie de companii care să vină, să crească capitalul uman în Timișoara, să-și diversifice gama de, de servicii sau de produse pe care o fac aici, cu siguranță, mai pe zona de servicii, încă avem un decalaj de recuperat în ceea ce înseamnă clujul, cu siguranță avem încă un potențial neexploatat în zona industriilor creative în care investim și anul de capitală este un, un catalizator foarte important, dar de fapt, noi, principalul nostru obiectiv din perspectiva asta este atragerea cărelor din România. Competiția noastră este cu cele trei orașe mari din România, patru, da? Cluj, Iași, Brașov, București, de aici ne este competiția, de aici trebuie noi să ne atragem cărele României și atunci acest proces de regenerare urbană este de fapt un proces prin care vrem să creăm un, un oraș cu calitatea vieții ridicată, cu un cost al vieții rezonabil, ceea ce deja l-avem, un loc de muncă bine plătit, ceea ce avem, care să atragă, care să se ofere servicii educaționale, care să ofere infrastructură recreațională, sportivă, care să ofere un mediu plăcut în care să trăiești. Timișoara asta trebuie să aibă ca și obiectiv să fie orașul din România în care să-ți dorești să trăiești. Și aici este cumva competiția majoră. Iar pe lângă aceste regenerări, ce mai facem este am inițiat intern prin departamentele de urbanism ale primăriei două planuri strategice pe niște areale, areale foarte mari ale Timișoarei, unul strategia pe zona nord, unde sunt undeva la 700 de hectare nefolosite și altul strategia pe zona antenelor chiar lângă Julius Mall, pentru că de fapt ce ne propunem să facem și pe viitor este să încurajăm densificarea orașului înăuntru său, în țesutul urban, să încerc, începem să uh, încetinim într-un mod natural, nu artificial Urban Sprawl-ul ăsta pe care îl avem în jurul Timișoare, care de fapt creează și presiune ca poluare, creează și căratul copiilor, ca și gogoșile, creează și toate celelalte lucruri care de fapt nu ne fac un oraș verde. Și, și această dezvoltare urbană creează și perspectivele de a investi în oraș și de a avea mai mulți investitori care să se mută în oraș discuțiile pe care le avem noi cu foarte multe companii din Timișoara care lucrează în sectorul R&D și avem în Timișoara cel mai mari centre R&D din România, inclusiv comparativ cu Bucureștiu, este că mulți dintre ei doresc să se mute în centru. Avem multe centre R&D care sunt la marginea orașului, dar angajații vor să vină în zona centrală. Nu prea avem foarte multe spații sau unde avem, avem foste platforme industriale abandonate. Și atunci această strategie pe care o facem noi pe zona antenelor are ca obiectiv nu doar să clarifice cum și ce se va dezvolta în zona aia, cum vor fi circulațiile, cum vor fi funcțiune, dar are și ca obiectiv important să ne creeze nouă premisa de supraimpozitare majoră. Pentru că dacă ai un teren de un hectare în centru Timișoarei și îl ții abandonat, apoi trebuie să plătești prețul terenului în 10 ani, impozit la primărie, altfel folosește-l și construiește-l. Nu este interesul orașului să aibă zeci de hectare înăuntru său sau în proximitatea sa în zona orașului, abandonată, nefolosită, în timp ce ne întindem la câmp, pe câmp la Bucovăț. Sper că nu e prima de la Bucovăț aici sau în alte zone, la 30 de kilometri, unde nu ai absolut nicio funcțiune elementară. Mulțumesc. Eu, mersi, mersi, eu am butonat aici și am mai primit niște întrebări. Domnul Buciu, vreți să... O, un minut, da. legat de ce spune Ruben, că Timișoara vrea să atragă creiere din marile centre eu am o altă solicitare pentru Timișoara, eu vreau ca Timișoara să exporte creiere, să aibă inflație de creiere, să-și creeze aici, sunt timișoreni, bănățeni, olteni, moldoveni, veniți aici, educații foarte bine, creșteți nivelul de pregătire la universitate și dați-ne și nouă. Pot să fac o, Toată România are news. nevoie de creiere. Pot să fac un breaking news. Eu sunt un fan mare, foarte mare susținător al regionalizării și cred că Aradul, Caransebeș, Unedoara și Timișoara trebuie să devină o regiune unică, condusă pentru o singură entitate și cred că Lugojul ar fi un punct ideal pentru o astfel de reședință de regiune, dată fiind proximitatea față de Reșița, Timișoara și celelalte zone. Și cred că descentralizarea... să candidați la Lugoj? Cred că descentralizarea ar crea premisele ca orașele mici să se dezvolte mai mult decât o fac în acest context. Mulțumesc colegului de la Timișoara pentru că e mai nou în administrație, eu acum 12 ani când s-a discutat și era aproape de finalizare regionalizarea am propus acest lucru, puțin mai serios, adică o regiune, nu, o regiune Banat Crișana. Vă las să ghiciți unde e capitala. <laughs> Eu, toate aceste comentarii, veneau pe o întrebare pe care o pregăteam și am întrebat în public, așa, pe WhatsApp, dintre colaboratorii noștri, și una dintre întrebări a fost legată de Alianța Vestului. Pentru că noi, în 2018, am ținut acest eveniment, care practic a rupt România în două în 2018, dacă vă amintiți, s-a rupt atunci România cu Alianța Vestului și eram curios să vă întreb dacă. Domnul Popa la Reșița a reușit să integreze Reșița în această alianță a Vestului prin proiectul cu Tren și mă bucur că a făcut lucrul ăsta Dar sunt uh, curios ce, uh, cum vreți să vedeți concret ce se mai întâmplă cu alianța E clar că există niște proiecte mari de infrastructură pe care noi le știm, care suntem un domeniu Dar uh, concret ce se mai întâmplă cu alianța și cum există colaborările astea între orașe Și doi la mână, cum vedeți uh, alianța Orașelor verzi, care are loc astăzi? să devină funcțională, chiar dacă ea nu, e, nu are niciun statut juridic. Adică cum, cum vedeți niște acțiuni concrete în afară de fondurile europene oferite de ADR Vest? Mulțumesc. Nu știu, domnul. Pare... <laughs> Dați fiind că nu, că actuala administrație a Timișoarei nu a fost la vremea respectivă. Suntem cumva singura administrație din Alianța Vestului care și-a schimbat culoarea politică un punct albastru într-o Mare Mai Galben, o să-mi să răspund eu. Cu siguranță, relațiile noastre cu Reșița, de exemplu, sunt extrem de bune și ne bucurăm foarte mult că Reșița crește. Timișoara ca regional are nevoie de orașe prospere în jurul ei care să se dezvolte, nu avem nevoie de orașe goale din care să luăm toate resursele și să le abandonăm, pentru că nu așa funcționează o dezvoltare sustenabilă, avem nevoie de orașe care să crească și să se contamineze reciproc cu dezvoltarea economică și conexiunea asta pe care ferată cred că va reuși să facă acest lucru și cred că vor fi mulți aitiști timișoreni care vor dori să stea la Reșița, să meargă cu bicicleta în weekend și cu schiu pe munte, dar să vină la Timișoara în timpul săptămâni săptămânii cu nu să lucreze la corporație sau viceversa și cred că va avea un efect benefic și pentru Timișoara și pentru Reșița. De asemenea, cu Aradul este discuția pe care n-am inițiat-o eu, este de 30 de ani. Timișoara și Aradul sunt obligate să devină un pol regional al României de dezvoltare comun, să devină cea mai mare aglomerare urbană din România. Din păcate, în mod paradoxal, spațiul ăsta dintre Timișoara și și este atât de mic, este atât de, de gol de dezvoltare economică. Avem doar câteva comune, Orțișoara, Vinga, comunea și cu o foarte mare tradiție, dar unde, din păcate, n-am reușit să, să creăm această dezvoltare. Avem autostrada care ne leagă, este un foarte mare câștig, dar cred și, și intenția noastră cu strategia Nord tocmai bate și în direcția asta, de a împinge dezvoltarea orașului mai degrabă în zona de nord a orașului și a crește această axă și cred că și Aradul a trebuit să facă același lucru în partea de sud. Eu cred că vina cea mai mare pentru care aceste alianțe, din păcate, nu produc rezultate concrete, este că nu există la nivel național o abordare cumva care să stimuleze și stimularea trebuie să fie financiară aceste proiecte. Și aici o să fac, o, o să dau un exemplu. Karlsruhe este oraș, soră, frate cu Timișoara. Un oraș similar din Germania, cu o populație similară cu Timișoara, cu un buget de 10 ori mai mare. Noi avem 300 și ceva de milioane de euro, ei au 3 miliarde. Calțul a făcut un proiect prin care a îngropat pe o bucată mare, cum ar fi în Timișoara de din Traian până în Iosefin, linia de tramvai în subteran. A costat 1,3 miliarde de euro, a luat 10 ani de zile. Dacă am face un proiect 10 ani, am fi linșați cu toți aici. A luat 10 ani de zile, dar ce vreau să zic este că 80% din finanțarea a dat-o landul la federal, da? 20% sau 15% din finanțarea a dat-o landul și orașul a pus o cotă de 3-4%. Nu au fost fonduri europene. Până când nu va exista această, această axă specială în guvernul de stat în care proiectele naționale, strategice, care creează dezvoltare cu adevărat, pentru că dacă Timișoara și Aradu se leagă economic această, prin acest culoare economic, crește toată țara, nu crește doar Timișoara și Aradu. Uh, va fi foarte greu ca aceste, aceste alianțe sau aceste intenții să se transpună în, în rezultate extrem de concrete și vizibile, dincolo de parteneriate, de înțelegeri, de schimb de experiență sau schimb de, 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 de cunoștință sau de resurse. Uh. Eu, eu sunt un optimist incurabil și o să vă spun legat de alianța asta că probabil cine a pus întrebarea asta poate să fie un om onest, dar poate să fie și unul care zică Hă? ați făcut alianța aia și? Sunt mulți din ăștia și? Haideți să vă spun cum stau lucrurile. Din aceste două alianțe, Timișoara, Arad, Oradea și Cluj, dacă nu mă înșel, și cealaltă pe care am făcut-o noi, Reșița, Timișoara, Constituția, în Timiș și Cara Severin, s-au născut două lucruri. Acele două lucruri ă, sunt exemple de bune practici. Unul este Drumul expres de Arad, care a fost împins de această alianță. Bine, a avut o locomotivă, se numește Ilie Bolojan care a preluat după aia și a băgat pe foc. Da, sau el a fost fochistul care a pus lemnele pe foc în locomotiva lui cu abur. Și cealaltă alianță a generat proiectul de modernizare slash reabilitarea a căi ferate Timișoara, Voiten, Stamura, conexiunea cu Serbia, parte din culoare european TNT și Voiten, Berzovea, Bocșa, Reșița, linie simplă, neelectrificată, unde e, distanța de 100, circa 110 km se face astăzi în 2,5 ore și e proiectată să se facă într-o oră și 15 minute. Da? Eu cred că atunci când vei putea să ajungi de la Timișoara la Reșița sau de la aeroport de la Timișoara la Reșița într-o oră și 15 ore și 25 de minute puțin vor fi cei care vor mai folosi autoturismul personal. Dar noi ce am făcut? Că aici vreau să ajung. Am făcut presiune pe schimbare de legislație. Și domnul Roșianu aici și mulțumesc pe această care public pentru tot ce face uh, această agenție de reformă feroviară, pentru că ei, practic, sunt cei care împing într-un sistem uh, încremenit, da? populat de oameni care nu vor schimbări acolo, sunt mii de oameni în ministere care se uită la noi urât, nu ne suportă, ce mai vor și ăștia, ce se bagă în treaba noastră, da? De ce vreți voi, mă, să faceți căi ferate? Păi de că nu le-ați făcut voi 30 de ani. Și ne-am luat cu capul deja și zis, bă, le facem noi pentru voi și vi le dăm. Nu vreți să știți cât de greu ne este. Nu vreți să știți cât de urât se uită la noi, dar noi suntem niște deschizători de drumuri. Prin aceste două alianțe vom face aceste exemple de bune practici pe care le va putea prelua și Clujul, și Suceava, și Bacău, și Constanța, și Baia Mare, de exemplu. Da? așa. da. Știu, Clujul și, Cluj și Brașovul lucrează și ei pe partea de infrastructură de cale de căi ferate. Deci, dacă e să ne limităm doar la aceste două exemple care au rezultat din două alianțe, eu zic că e suficient. Da? Da, în spiritul optimismului și eu sunt la fel. Da, de, de să se ruptă în ghilimele țara în două, dar jumate ai la altă de atunci tot cu frâna trasă pe subiectul ăsta. de e necesar să existe. Ceea ce spuneau uh, ambii mei interlocutori de la dreapta la stânga. Da, exemplul de la Carlsruhe e foarte concludent. La noi e pe invers. Adică cu banii de aici se face doar metrou în București. Sau, că dacă s-ar face la Cluj, nu rău, că el produce. Și de acolo nu se transmit doar multe urări și iubire eternă. Dar, oamenii buni, dacă nu spunem lucrurilor pe nume, și atunci, cu atât mai mult sunt necesare astfel de entități care să arate pe de-o parte într-un mediu ostil, că se poate, expres... Ara Ar Doradea, sperăm să-l vedem la nivel de buldozer cât mai repede, e un astfel de, de exemplu și altele pot continua. Și, deși nu e subiectul nostru, și mă opresc după aceea, noi nu suntem stat federal sau confederal, cum ați dat exemplu de acolo, dar dacă vrem să dezvoltăm țara asta armonios, măcar unele instituții să nu le mai centralizăm. Toate în București și apoi mă refer și la regiuni. De ce trebuie să existe curtea de conturi sediu central în București? De ce nu poate fi într-un mare centru universitar economic, nu știu, la Iași? De ce curtea constituțională trebuie să fie în București și să nu fie la Cluj? Și apoi revin la subiectele care se întâmplă acum în jos, că se va ajunge la regionalizări, cum e Timișoara cazul de aici. Tot ce se face instituție centralizată la Timișoara. Pe același principiu pe care l-am enunțat. Vorbi eu de pădurile mele. Dacă e inspectorat, garda forestieră, de ce nu el are și În județul cu cele mai mari suprafețe de păduri. Acum 15 ani s-a înființat un inspectorat teritorial de control la traficul de mărfuri spre frontieră. Ghici unde sediu? La Timișoara, care avea un sfert de vam atunci. Și cele mai importante cu ieșiri pe vest la Arad nu este. Nu o să dezvoltăm România echilibrat dacă sus centralizăm și când gândim regionalizări, centralizăm jos și acolo. Și dacă nu spunem lucrurile astea, se vor întâmpla în continuare. Dacă nu ne aliem în diferite forme aici, pe acel celebru slogan, unde nu doi, patru, șase, puterea crește, nu de patru ori, dar măcar o dată jumate, rămânem la psiholog, ne dăm dreptate toți unii la alții și rămâne tot așa. Mulțumesc. Timișoara subscrie la punctul Mulțumim, de Mulțumim, vă rog să notați. <gătă -i> S-a consemnat. <gătă -i> da. Uh, lipsește domnul Fritz să ne spună cum funcționează landurile și cum se finanțează în Germania administrațiile publice. E un model excepțional. Vreau să spun că eu n-aș fi candidat niciodată la primăria Lugoj dacă prin natura jobului meu n-aș fi umblat în toată țara și aș fi văzut orașe care se duc pe apa sâmbete și orașe care prosperă incredibil. Și am avut modele. Raportat la ce zice Grațian, cum colaborăm, eu zic că fiecare dintre noi trebuie să-și facă comunitatea cât mai verde, da? să învățăm unii de la alții, poate să ne întâlnim mai des pe subiectele acestea și să... Eu am de învățat de la dâns și dâns și de la mine, nu prea, că noi suntem proaspeți în administrație. Să învățăm, să devenim și noi exemple, pentru că poate așa și alții o să vrea să ne copieze după ce vom deveni cât mai vers posibil ca și orașe, cel mai important lucru sau în paralel cu asta trebuie să ne conectăm cât mai bine. Dincolo de proiectele de care deja au vorbit colegii, uitați tot pe fonduri europene, se modernizează calea ferată de la Arad la Timișoara, de la Timișoara la Lugoj, de la Lugoj la Caransebe și la Severin linii ferate electrificate integral, dublate, crește atractivitatea pentru transportul verde până la urmă, da? un transport public care nu este neapărat profitabil din punct de vedere financiar, trebuie susținut, dar este verde și investim în asta din alte fonduri. Rămâne reșița să se conecteze cât mai bine, chiar prin proiectul cu Timișoara, acel tren rapid, dar eu n-aș neglija nici legătura cu Lugoju, care e intersecție cu Două autostrăzi mari, cu trei direcții mari de cale ferată și chiar cu Caransebeșul. E nevoie să ne conectăm și să ajungem cât mai repede unii la alții. Crește mobilitatea, crește mobilitatea în angajări, creștem atractivitatea pentru orice investitor care ar vrea să vină în oricare dintre aceste orașe. Eu mă bucur că se vorbește atât de mult despre transport feroviar, pentru că mi se pare că România a fost încremenită în a face infrastructură autostrăză, adică focusul a fost așa, foarte mare încât da, încât ne-a lipsit discuția pe autoritatea feroviară și tot ce înseamnă transportul cu adevărat sustenabil și mă bucur că toți sunt de acord cu asta și sublinează proiectele importante. Eu mai am o întrebare pentru oamenii de aici. După aceea o să mai luăm una, două întrebări din sală. Uh, și o să încercăm să închidem astfel încât uh, domnul Popa să poată să întâmpine cei 15 investitori germani care vin la Reșița uh, și domnul Bibard să meargă la, să se întoarcă la, la Arad. Uh, <laughs> uh, întrebarea mea este legată de tot ce înseamnă Climate City Contract și uh, cele Proiectul Comisiei Europene, pe baza căruia am făcut și noi aceste strategii pentru cele patru orașe din vestul României, acolo se stipulează că 25% de investițiile pe care orașele respective care sunt parte din platforma Comisiei Europeană trebuie să vină din domeniul privat. Și acum o întrebare pentru cei, cei, patru primari de aici. Cum ar stimula investițiile private să fie generate în verde? Unul la mână. Și doi la mână, tot Comisia Europeană pune foarte mare accent pe implicarea comunității și cum și-ar și -ar dori ei ca lider de comunitate să stimuleze implicarea cetățenilor în aceste acțiuni verzi, pentru că repet și o, o repetăm constant la Urbanize Hub, un primar face marile proiecte de infrastructură, un primar descrie proiecte, face proiecte, le implementează, dar de multe ori e nevoie de comunitate și e nevoie de suportul comunității pentru acele proiecte și aceasta este întrebarea, cum vor primarii aflați astăzi aici să stimuleze comunitățile pentru a se implica în proiecte verzi. Nu știu, fiecare mă gândesc are câte o idee. Deci o să pasez aceste două întrebări practic și după aceea o să luăm din sală cine ar dori să răspundă primul. Privatul și societatea civilă, cum o implicăm în proces? Dacă îmi permiteți, noi am cam învățat cum să învățăm pe cetățenii, chemăm Urbanize Hub și fac ei treaba asta. Sincer, când am ajuns în primărie, ne-am simțit așa cumva aruncați în apă rece și întâmplarea face să avem norocul să-l cunoaștem pe Grațian și a venit și ne-a spus cam cum trebuie să abordăm anumite lucruri. Ei se pricep bine la asta. Noi trebuie doar să le acordăm sprijin și nu vorbesc neapărat de Urbanize Hub sau ONG-urile, pentru că sunt mulți oameni implicați, foarte creativi în chestiunile astea. Noi, ca și primării, nu ne pricepem la toate sau nu avem specialiști în toate aceste domenii. Sigur, noi încercăm să intervenim în a crea spații publice cât mai atractive pentru cetățean, adică să vrea mai mult să iasă din casă decât să stea în casă și, așa cum am spus și la început, să învățăm... Ce înseamnă să devii un oraș eficient energetic verde, să adopte lucrurile astea și să le urmeze ca atare. Referitor la investitorii privați, noi la Lugoj urmărim dinamica acestora. În ultimii 2-3 ani s-au făcut investiții de peste 150 de milioane de euro, toate clădirile lor sunt în ZEB, toți își montează panouri fotovoltaice, toți investesc Spre latura asta avem chiar solicitare de la un investitor să-i concesionăm un teren foarte mare și să-și construiască un parc fotovoltaic propriu pentru a consuma exclusiv acel curent de acolo. Adică, ei gândesc deja în acest sens și investesc foarte mult în asta. Sigur, îi ajută și din punct de vedere al eficienței financiare. Repet, noi la Lugos, ca administrație suntem uh, cu mult în urma privaților pe care îi avem din punct de vedere al adaptării la uh, vremurile pe care le trăim. Uh, eu aș vrea să vă rog să mă lăsați să vă spun două, trei cuvinte, că după aia eu am și plecat. Vă și las. Sau vreți să mai rămân? Facem o poză. Da. Deci, sincer, uh, Măsurile prin care poți determina investitor să aleagă un oraș al tău în detrimentul altui oraș sau al alte zone sunt limitate în România. Sunt limitate, în primul rând, din punct de vedere legislativ. Deci nu ai voie să faci foarte mari favoruri, da? Impozitele, să fim cinstiți, impozitele pe teren, vorbim de terenul și clădiri, despre asta vorbim noi. Uh, sunt mici, sunt reduse, și n-ai ce să fugi de acolo, nu-l nu, nu, nu încânți cu nimic. Că nu poți să dai doar unul, dacă dai. Exact, e, exact. Uh, e, e foarte complicat, nu, nu ai foarte multe pârghii. Uh, eu descurajez în reșița auto, automotivele, nu le vreau, nu mi le trebuie. Fiecare își face planul cum construie el de cuvință atunci când uh, gestionează un oraș. Eu nu vreau automotive la reșiță uh, Caut pescuiesc investitori și vă, vă spun, de exemplu, am ales acum un investitor german care EMZ se numește, care face blocuri electronice pentru electrocasnice, adică la mașină de spălat, programele alea inteligente, tot blocul l-ai făcut de ei, foarte mișto, se lucrează cu mult robotică și așa mai departe. Angajați între 4-500, nu foarte mulți, acolo e zona pe care o caut, care are o, o manoperă inteligentă și care e bine plătită. Uh, și, evident, tind să duc Reșița într-o combinație între turism și o industrie de-asta mai smart. Uh, și atunci, acest investitor, de ce l-aduc în paranteză? Pentru că a fost în discuție Sibiu, Deva și Reșița. L-am convins să vină la Reșița și vă rog să mă credeți, să spun public acum, deși nu mă avantajează foarte mult. Decizia de a aduce un investitor, un investitor de a se stabili undeva, este destul de subiectivă. Este destul de subiectivă. Contrar așteptărilor, că vin multinaționale, că fac un, 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 un cec să vadă, aduc firme de audit cu tare. Uh, omul ăla, eu vorbesc limba germană, sunt vorbitor de limba germană, l-am dus pe malul lacului Văliu pe proprietar, în final, după a doua, a treia discuție. Am uh, mâncat bine, am băut bine, am povestit despre Rești, am povestit tot ce am putut eu că pot să fac pentru ei. Și aici am pus școala duală pe care am făcut-o, faptul că noi am adus tinerii în oraș la școala duală dându-le masă, casă gratuită pe trei ani, ca să-l asigur că eu, eu, îl sprijin în, în resursă umană, că avem universitate, că avem research, că se pot face lucruri, dar discuția față în față, vă spune că a fost ceea care l-a convins. Da? Alții vin la Timișoara, alții vin la Cluj, alții vin la Sibiu, de ce? Se cară unii după alții. Dacă două, trei companii mari nu dau nume aici, să nu le facă grămă, se duc la Sibiu, a patra vine după ei, pentru că acolo e bine, da? După aceea vin pe atenție, vin pe management. Domnule, ai școli în, în engleză, școală franceză, că eu sunt expat, vin aici, am bine, vin. nu interesează resursa umană. Unde are să mănânce un, uh, un steak bun, unde are să un restaurant bun, da? unde e un loc unde el să se simte managementul superior bine, cam asta. Sunt foarte multe chestii uh, destul de dubașe, așa, ca să mi explic, uh, să mă exprim mai plastic. Și atunci nu ai uh, ține, de, ține de tine să reușești să-i să aduci sau nu vorbim de privați, da? mai puțin din măsurile astea economice pe care ai putea să le, să le aduci în fața. Aia da, poți să-i tragi o infrastructură, să o poți asuma. Și eu o asum. Și eu mi-am asumat da? Majoritatea zgârcit rău de tot. Și să le aduci apă, să le aduci gaz, să le aduci curent, să le aduci drum, să le aduci de ce, poți tu, da? Și vin. Bine, după aia le -ai bani, că din ce ne alimentăm noi cel mai mult este IV, impozitul pe venit sau impozitul pe salarii aia sunt banii care ne vin nou la bugete locale, nu impozitele pe clădiri, case, terenuri ales sunt nimicuri, da? iar societatea civilă, ca să închei societatea civilă avem diverse metode și colegii mei au cu siguranță democ democrația participativă, hai să alocăm un buget, vreți un cost de basket, ce vreți ba gata, aveți cost de basket sau eu știu ce e ușor să implici în activități dacă, dacă vrei să faci lucrul ăsta eu uh, fac și un exercițiu cu mine, eu sunt, am fost un dictator tot timpul în viața mea și încerc să-mi atenuez din tendințele astea de a da cu barda, eu fac, eu și sunt niște exerciții cam, care mie îmi plac foarte mult. Da? Acum, de fapt, de, de, de exemplu, lucrăm la o structură, un fost cămin de fete, căminul fetelor de vis -vi de mate fizică, îl facem o clădire pentru uh, asociații, fundații, un... un, un coworking space, da? E așa de fain, m-am întâlnit cu erau vreo 30, 50, m-au nebunit, da? Fiecare vrea ceva, pf, stai cu mintea ascultă pe toți. E frumos, e frumos de, să lucrezi cu comunitățile și noi facem lucrul ăsta, îl facem. într totul cu ce spune domnul primar și nu mă repet, așa este, pentru că noi ne și vorbim, că investitorii știți să iau de obicei cu colind, așa, la ora unui la Arad, la un moment dat trebuie să plecăm că la patru ne așteaptă domnul Popa dacă nu au și la Timișoara. Sunt foarte zgârciți, și fac planul de afaceri și aici ne împot Pentru că marea majoritate mai așteaptă unele lucruri care nu depind de noi, ci de guvern. De la ajutor de stat, de la ieșiri la autostradă, intrări la calea ferată și altele. Și nu le poți promite nimic. Ce putem să facem, dincolo de toate cele le-a să fim poate cu unii friendly sau cu altul nu? Că ați pomenit cum să-l încurajezi pe cel cu verde sau pe altul nu. Să încercăm să fim noi integratori în tot balamucul administrativ al nostru și să-i spunem, domnule, ți aflăm noi, nu mai spunem, ce capacitate ai nevoie de gaz, câți kilovat sau megavat sau tetravați, nu știu, există sau nu există atâta cantitate de apă ce-ți-o dorești, cât îți durează la mediu până îți obții avizul funcție de ce domenii de activitate vrei să ai, îți dăm noi răspunsurile toate, să nu bați pe la, pe la toate ușile și astfel încerci să-l să atragi. Și mă opresc din subiectul ăsta, celălalt cu cetățenii, dincolo de cele punctuale pe care le-au pământit și colegii mei, și revin la tramvaiele mele, oamenii nu sunt, mă scuzați, proști. Dacă vin și le spun, haideți o zi cu tramvaiul, cu primarul, vine că. Na. Da. dacă îi spun în continuare, du-te cu tramvaiul și nu-i dau tramvaiul ăla nou și linia bună, îmi spune primarul, te. A, ieri am stat trei sferi de oră după el, că o sări de pe linii, al altieri am înghețat de frică, nu pornit, dar nu mai duc, eu mi-au mașina. Da, le duc în momentul în care este tramvaiul nou, autobuzul electric nou, în care are afișajul electronic și spune că peste 10 minute este acolo, da, atunci le duc corect. Altfel, îmi dă dreptate și își vede de cheia de la mașină. Și mai avem politicile pe care le putem aplica la momentul la care le-am oferit aceste alternative corecte, prin politicile de parcări, prin politicile de interdicție în zonele centrale să stea cu mașina, să intre cu mașina pe anumite zone și atunci devine inconfortabil pentru el și ca timing să meargă cu mașina și își dă seama cu aproape același confort are la dispoziție alte mijloace verzi la care va apela. Asta este pârghia noastră. Mă opresc. Mulțumesc, Mulțumesc frumos. pierde domnul uh, investitorii și nu uh, bine. Ruben, l-am cunoscut pe domnul care se, se ocupă la voi de guvernanță participativă și mă bucur că ați înființat acest post. Uh, înseamnă că veți avea... Nu doar parte. asta, am mai înființat și uh, manager de cartier, o direcție nouă de calitatea vieții care are ca obiectiv tocmai să avem un, un nivel cumva mai direct de contact între primărie și uh, cetățean, să nu-l trimitem pe cetățean de la urbanism, la tehnic, la drumuri, la spații verzi cu plângerea lui și să fim noi prezenți în cartier. Încă am mai avut niște probleme cu legendarele noastre procese cu organigrama prin care am dat afară director și alți angajați din primărie, Raportat la momentul în care am devenit eu de viceprimar, în momentul ăsta este un singur director în primăria Timișoara, care a fost director și înainte, în rest toți au fost schimbați în întregime iar în societățile din, primă... din subordinea Consiliului unul singur a rămas, restul toți au fost schimbați în regime. Asta, în mod inevitabil, a însemnat că am spart ouă și am avut multe procese, plângeri penale și așa mai departe. Pe unele încă le mai avem, dar încep să se închidă în direcția bună. Dincolo de asta, în Timișoara există un. Un mediu cultural și o societate civilă foarte activă. Capitala Culturală este și cumva rodul, de fapt, într-o proporție mare, tocmai a mediului cultural și civic din Timișoara. Iar în acest an, cu atât mai mult, există o colaborare puternică între autoritatea publică și, și actorii civici, civici din societate. Avem buget participativ, am avut niște runde foarte spumoase de consultare pe piața Traian. Adi, nu știu dacă a fost prezent, dar cei de la ADR au fost prezenți, în care tocmai aici am discutat despre frumos domnul viceprimar, face spațiu public, faceți verde, dar eu unde pun mașina? și a, E un, e un proces în care trebuie să avem răbdare, trebuie să explicăm, pentru că adevărul este că oamenii pot să înțeleagă cât de vreme uh, văd nu doar perspectiva, ci văd și rezultatele, când încep să, să se vadă. În ceea ce privește mediul privat, mediul privat o să recunoaștem este înaintea noastră în tot ceea ce privește tranziția verde, sustenabilitatea și adaptarea la tot ceea ce înseamnă reducerea consumului sau clădiri în ZEP sau. Um, sau mijloace noi prin care uh, companiile să devină sustenabile, că vorbim de producție, că vorbim de birouri, că vorbim de, uh, de orice alt element din zona asta. Uh, dacă e o zonă în care încă suntem deficitari și pe care eu mi-o propun foarte mult și primarul Frizi de asemenea să o rezolvăm în mandatul ăsta, cel târziu în începutul în mandatului viitor, este relația directă cu mediul economic, să avem o agenție care să se ocupe de lucrul ăsta. Timișoara are luxul da, pe care Breșița nu l-a avut, pe care Orada nu l-a avut, de a avea investitori aici fără să depună un foarte mare efort, dar trebuie și noi ca și administrație să începem să avem o abordare unitară și ce mai avem nevoie noi ca Timișoara să facem, unde mai este provocarea noastră majoră, este în ceea ce înseamnă mediul academic. Avem patru universități puternice de stat, dar din păcate suntem în situația în care patru universități bune nu fac cât o universitate foarte bună, nu dau numele ca să nu se supere lumea, și e clar că aici este un spațiu foarte mare de, de dezvoltare, iar noi trebuie să fim un partener deschis, să-i susținem, să-i încurajăm, să investim în ei. Și după cartierul Dacia, următorul cartier de blocuri la regenerare urbană să fie complexul studențesc. Mulțumesc frumos, Ruben. O să, o să încheiem acum evenimentul cu acest. Act sugestiv, ca să zic așa, și o să-l invit pe domnul Bibard să semneze aici la pupitru. Are și pic și ei se află și uh, acele act, uh, documente uh, pe care sunt în număr de 5, unul pentru fiecare primar. Domnul Popa l-a semnat, a fost mai harnic pentru că. <sus> 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 Și ulterior, după ce îl semnați, o să vă rog să faceți o poză cu toții pentru cei care sunt din presă. Semnăm contractul, faceți o poză de final. Avem deja, avem deja o oră jumate de discuții. Discuțiile se încinseseră, dar cumva am zis să terminăm în timp util. Cred și sper ca acest act sugestiv, cumva, să, să, trans, să, să meargă mai departe de, de regiunea de vest și cumva să, să ajungă și la alte orașe din România care ar trebui să-și asume acest gen de, de investiții verzi. Ne-am bucurat ca o parte din, să zicem, proiectele viitoare să conțină. Uh, nu știu, proiecte de bugetare participativă, să zicem, pe componenta verde, astfel încât să stimuleze societatea civilă. Uh, vă mulțumesc frumos, domnul, domnul Ațcău, domnul Buciu. Uh, chiar vă rog să. Astfel încât să nu plecați, nu fugiți, că facem și o poză de final. Uh, au aprins colegii mei și lumina între timp, deci se poate. Uh, Mulțumesc frumos în continuare pentru, pentru, pentru prezență și pentru faptul că am parteneriat cu cele patru orașe timp de un an de zile. Sper să, să, să facem un eveniment într-un an, doi ani de zile să, să ne povestiți de proiectele pe care le-ați demarat. Sper să vedem investitori la Reșița cât mai mulți din cei care vin, vin astăzi acolo. Și sperăm să, să avem colaborare între orașe. E foarte important pentru că această colaborare uh, între orașe uh, cumva atrage, atrage uh, Comisia Europeană, atrage Guvernul și sperăm să modelăm și să influențăm uh, și alte orașe din uh, România să vină parte din această alianță uh, orașelor verzi. Vă rog frumos, luați și dumneavoastră. Și cred că ar fi bine să, să aveți în mână aceste. fie strategiile, fie. Da. Pactul verde, da. Domnul Lațcău. Facem o poză cu toată lumea. Primoară, la nivel, da, una pentru noi, ca să știm și noi la ce am lucrat. Ah.